Această emisiune vă este oferită de Salon Elemis și Școala de Șoferi Artur Cecan. Dragi prieteni, bine v-am găsit la o nouă emisiune intitulată Sensul vieții cu Magda Moga și dedicată astăzi iubirii de mamă, de viață, de primăvară și de frumos. Pentru că George Ionescu spunea la un moment dat că muzica oglindește toate misterioasele ondulații ale sufletului fără putință de prefăcătorie, m-am gândit astăzi să invit alături de mine pe doamna Magdalena Alexandra Dorneanu, profesor de canto la Doremi Academy, pasionată de muzică și artă, pe care le pune în valoare prin talentele copiilor. Dumnea ei nu a venit astăzi singură, ci însoțită, așadar să cunoaștem cine a venit astăzi în platou. Bine ai venit, Magda, în emisiunea Sensul Vieții! Bine te-am găsit! Noi mulțumim pentru invitație, ne bucurăm tare mult să fim alături de tine astăzi! Cu mare drag! Te rog să te prezinți puțin și apoi pe invitatele tale speciale. Mă numesc Magdalena Dorneanu, sunt fondator Doremi Academy. Proiectul nostru împlinește chiar acum în martie, 2 ani de zile de când a fost înființat și se bucură de un real succes și de copii foarte, foarte talentați. După cum vom vedea în emisiunea de astăzi. Sigur, sigur, fetele vor cânta. Am venit astăzi însoțită de două dintre elevele mele, Ingrid Maria Ursuleasa, în vârstă de 9 ani, și Andrada Maria Boboc, în vârstă de 7 ani. Fetele studiază atât canto cât și pian și se bucură de un real succes. Maria studiază de când avea 4 anișori, iar Andrada împlinește acum un an de zile de când studiază alături de mine. Și au adunat premii foarte frumoase, au fost foarte apreciate unde au apărut și au cântat, au făcut o impresie foarte frumoasă. Maria este câștigătoarea premiului întâi la Festivalul Voci de Înger 2021. A câștigat trofeul categoriei ei de vârstă la Festivalul Moldovei, da? Și la Best Voice of Romania a obținut locul al doilea. Iar Andrada a câștigat locul întâi la Vis de Stea și locul întâi la Best Voice of Romania în prima etapă, ceea ce a dus-o cu mult, mult succes în etapa a doua, unde a fost jurizată de artista Paula Selling și a obținut locul al doilea. Așadar, sunt fete studioase și felicitări amândorura și rezultatele nu încetează să apară. Felicitări și vă doresc în continuare să vă mențineți cu același elan și aș dori să vorbesc puțin și cu voi. Văd că doamna profesor vorbește foarte entuziasmată de reușitele voastre, de reușitele împreună și aș dori să spuneți și voi câteva cuvinte. Maria, cum ai descoperit tu că ai talent sau cum ai descoperit că îți place muzica? Am început de când eram mică. Voiam foarte mult, îmi plăcea foarte mult să cânt și îi ziceam mamei mele, vreau și eu să cânt. Și de când eram mică am început să cânt până astăzi. Și cum te simți tu când interpretezi o melodie? Mă simt de parcă aș pluti și de parcă corpul meu ar fi entuziasmat. Mă bucur. Deci este o pasiune. Da. Da? Se înțeleg. Și cu doamna profesor, cu Magda, cum rezonezi? Păi eu cu ea am început foarte bine și încă facem canto foarte bine și mai fac și pian. Foarte frumos. Se înțeleg că tu după ore, de multe ori, mergi să exersezi cu doamna. Da. Bravo! Te felicit și îți doresc în continuare același entuziasm pe care ne l-ai descris. Ia să vedem Andrada ce ne spune. Andrada, tu câți anișori ai? Eu am 7, am împlinit acum pe 6 februarie. Mulți înainte. Mulțumesc. Și ție îți place muzica? Da, foarte mult. Și tu cum ai descoperit că îți place muzica? De mică, nu știu cum se făcea, că eu mereu ascultam muzică, plăcea foarte mult. Și după aia, nu știu. Nu știam dacă o să-mi placă la canto, nu prea vreau, dar mi-am dat seama că chiar îmi place.
Ai încercat și ai văzut că îți place. Da? Da? Și la fel, te-ai împrietenit cu doamna profesor? Da. Da? Da, o oră așa, eu mai vreau să mai stau, dar dacă atâta trebuie... E cam puțin o oră, nu? Puțin, cu doamna. Da. Acum vorbește pasiunea din tine, nu? Da. Bravo, mă bucur. Și văd că ai și rezultate, deși ai doar 7 ani, deja ai fost la concursuri. Da, foarte multe. Apropo, aveți emoții când sunteți la concurs? Da? 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 Și vă trec după aceea pe parcurs, nu? Când da. Vedeți cât de bine vă descurcați, doamna vă pregătește bine, nu? Da, foarte bine. Mă bucur. Astăzi veți cânta în emisiune? Da, da, foarte bine. Da? Îmi puteți spune ce melodii veți cânta fiecare? Da. Ia să vedem. Andrada, tu ce ai să cânti? Eu voi cânta Mama de la Amelia Ujun. Foarte frumos. Și tu, Maria? Și eu voi cânta Mama de la Andreea Olariu. Dacă tot e sărbătoarea mamei, hai să o onorăm, nu? Da. Pe mama cea mai scumpă ființă. Da. Vă felicit și mai discutăm pe parcurs să vedem ce ne mai povestește doamna profesor. Dumneavoastră, cum ați descoperit că aveți acest talent sau că e pasiune muzica? Eu am avut un parcurs, aș spune... Nu fără obstacole, dar cumva lin, pentru că am început un pic mai mică decât ele, din anii de grădiniță. Educatoarea mea avea o fată care studia octavă încilă și m-a auzit cântând la serbări, s-a părut că am abilități, că am voce și au tras de mama să... investească în talentul meu și am primit foarte, foarte mult ajutor. În fiecare săptămână educatoarea mea mă lua la ea acasă și studiam cu fiica ei pianul, iar cealaltă doamnă educatoare mă pregătea cu vocea și am participat la foarte, foarte multe concursuri. Cât am fost la grădiniță, n-am avut timp să respir deloc, urmând apoi sfatul lor și dând admitere la octavă încilă, unde am urmat cursurile din clasa 1 până în a 12-a. Apoi am urmat cursul firesc, am dat la conservator, unde am făcut studiile de licență și de master, ca apoi să întâlnesc copii minunați și să mă bucur de tot ce am acumulat. Eu să știu că pot să ofer din experiența mea. Și practic să dai mai departe ceea ce ți s-a oferit și ție. Exact, exact. Da. Să înțeleg că o doamnă educatoare a fost prima care te-a inspirat să mergi pe acest drum. Ambele mele educatoare, da, Olga Rotariu și Nicoleta Silion, le salut pe această cale și le mulțumesc că au existat în viața mea. Practic ți-au ghidat destinul. Da, da. Și te felicit că ești recunoscătoare. Foarte recunoscătoare sunt pentru toți profesorii cu care am avut ocazia să studiez. Le mulțumesc fiecăruia în parte și cred cumva că profesorul e foarte important în viața elevilor și sădește câte o sămânță acolo în sufletul fiecăruia și dacă elevii știu cum să o crească și cum să o îngrijească, va rodi foarte frumos. Așa este. Practic sunt primele noastre modele, educatori, învățători și chiar primii mentori, dacă stăm bine și ne gândim. Da? Ceea ce ești și tu astăzi pentru elevii tăi. Da, îmi doresc peste ani să... simtă și să gândească și despre mine așa cum gândesc eu despre dascălii mei. Cu siguranță așa va fi. Te rog să ne spui de la cine crezi tu sau simți sau ai descoperit acest talent? De la cine îl moștenești? În familia mea nu mai am antecedente artistice. Mama mai cocheta cu muzica, dar nu la un nivel profesionist, așa că eu cred că de la Dumnezeu a venit harul ăsta, de care mă bucur așa mult acum. Da, probabil e un talent născut și voiam să te mai întreb, ce simți tu când pui în practică această pasiune de a îndruma copiii? Cum te simți? Am o împlinire foarte mare. Cumva îmi doresc foarte, foarte mult ca copiii cu care lucrez eu să fie ambițioși și să încerce să mă depășească. Cu cât văd eu că au depășit și cerințele mele și limitele pe care uneori și le impun chiar ei, și eu sunt de acord cu ambiția, dar în condiția în care pornește din suflet și îi conving de foarte multe ori să nu se compare cu ceilalți, dar să încerce să se autodepășească de fiecare dată când au ocazia, fără să privească stânga-dreapta, pentru că fiecare are cursul lui în viață și locul lor e foarte bine stabilit acolo, fără să fie în vreun pericol vreodată.
Și atunci și de emoții încerc să nu-i feresc, pentru că sunt necesare, da, dacă și sunt ei, firești, exact, până la urmă. Și dacă merg acolo fără emoții, cumva n-au ce să transmită, emoțiile sunt necesare, dar prin aparițiile lor și prin ieșitul ăsta în public, da, să reușească să depășească și să învețe să-și gestioneze emoțiile în așa fel încât să-i ajute, nu să-i încurce. Cu siguranță, la fiecare apariție mai adaugă o experiență nouă, nu? Din care învățați și care vă crește, nu? Da. Cum poate fi descoperit talentul unui copil? Eu cred că acum, având copii atât de multă deschidere spre tehnologie, spre tot felul de activități extrașcolare pe care ei să poată să le facă, e mult mai ușor decât era pe vremea mea. Da, când eu am avut noroc, dacă m-au observat doamnele educatoare și la rândul lor aveau și ei copii artiști și cumva au reușit să mă îndrume, acum cred eu că e mult mai ușor și dacă părinții sunt atenți la abilitățile copiilor și la nevoile lor, e destul de ușor să fie descoperiți încă de mici, pentru că e important să înceapă la o vârstă fragedă ca să aibă un parcurs sănătos. Deci principiul este cu cât mai repede, cu atât mai bine. Exact, exact. Copila și până în 6-7 ani sunt ca un burete, așa, absorb tot ce e în jurul lor și dacă părinții sunt atenți la abilitățile copiilor și sunt îndrumați din timp, au șanse foarte mari să pornească într-un moment oportun. Și care ar fi pașii următori? Deci primul pas, descoperi talentul. Ia legătura cu profesorul? Cu profesorul, sigur, da, pentru că acum sunt foarte multe locuri în care copiii pot să studieze diferite pasiuni, da, deci nu doar muzica. Și trebuie să fie ambițioși de mici, trebuie să-și dea seama că e o meserie, chiar dacă ei sunt copii, da, trebuie investit și timp și studiu și cumva timpul de joacă e un pic mai redus. Da, pentru că ele studiază acasă, adică tot ce facem noi la ore ar fi cumva în van dacă nu ar exista un studiu acasă, da, ceva constant care să se transforme într-o rutină sănătoasă și să facă echipă, da, părintele cu profesorul împreună cu copilul să facă o echipă bună, să fie o relație strânsă. Cât de important este ca părinții să se dedice și să converseze, să țină legătura cu profesorul cât mai mult? Aș zice eu, în primilor ani de studiu, mai ales dacă cei mici încep la o vârstă fragedă, este esențial, e 100% efortul și implicarea părinților, pentru că oricât ar fi ei de pasionați și de implicați în toată treaba asta cu muzica, sunt copii și de cele mai multe ori preferă să se joace decât să studieze, pentru că, și cântatul e frumos așa o oră, două, dacă știi că trebuie să practici în fiecare zi, e obositor, se adună oboseala și atunci intervin părinții care au un rol foarte important și trebuie susținuți copiii într-un studiu constant, ca ei să aibă rezultate bune pe termen lung. Deci, practic, toți copiii care exersează canto, fac și acasă aceste exerciții zilnice? Obligatoriu, da. Asta constă în învăța de versuri, vocalize, câte o rugăciune, cum le mai învăț eu pe fete, exercițiu fizic mai ales, pentru că e importantă musculatura, da, să fie antrenat tot timpul, pentru că cântatul cu vocea solicită foarte mult corpul și atunci dacă n-ar face lucrurile astea acasă, o oră, două pe săptămână cât lucrăm noi, ar fi foarte, foarte puțin. N-ar reuși să aibă rezultate bune. Deci, practic, ei încep de la grădiniță, apoi școala primară și ulterior toate celelalte studii și exersează zi de zi. Zi de zi, da. Da, este o dedicare, nu glumă. Da, e foarte important talentul. Doar că, în opinia mea, talentul nu e destul fără muncă. Da, talentul ușurează procesul de învățare, dar munca face mai mult de jumătate din treabă, pentru că sunt unii mai puțin talentați care suplinesc prin muncă și atunci depășesc cu mult copiii talentați. Și atunci, dacă talentul împreună cu munca fac o echipă bună, nu poate să dea decât un rezultat foarte, foarte bun. Deci, practic, nu se poate doar muncă sau doar talent. Nu. Trebuie să fie interconectate, să înțeleg. Da? Așa este? Munceți mult? Foarte mult. Dar vă și place, nu? Da. În același timp. Magda, ce ai descoperit tu despre tine în această meserie în care te dedici cu
pasiune? Eu am început să practic meseria asta încă de când eram la liceu, da, o făceam ca un hobby, să câștig bănuții de buzunar. Și am văzut ușor, ușor că am abilități, da, de profesor și reușesc să fiu atentă la emoțiile copiilor, la nevoile lor. Și ușor, ușor s-a transformat asta în meseria mea de zi cu zi. Fapt ce mi-a oferit mie prilejul să cunosc foarte multe caractere, să fiu atentă la detalii și să îmi dezvolt partea empatică, pentru că eu lucrez și cu copilași cu nevoi speciale. Și acolo mi-am antrenat și răbdarea și mai ales puterea asta de empatie, să-i văd cum evoluează de la o săptămână la alta, pe plan tehnic mai mult sau mai puțin, dar emoțional foarte, foarte mult. Și îndemn pe această ocazie și pe colegii mei de breaslă care lucrează în domenii asemănătoare cu al meu, să își deschidă porțile, chiar dacă e greu, da? Deci nu e un lucru ușor, să-și deschidă porțile și să lucreze cu acești copii care sunt foarte inteligenți și cu un suflet absolut minunat. Dacă știi unde să bați la poartă și să atingi coarda sensibilă, sunt niște copii extraordinari cu abilități foarte, foarte bine dezvoltate. Și practic poți sugera că există o terapie prin artă? Sunt sigură că muzica tratează suflete și faptul că ei au cumva un prilej prin celelalte terapii pe care ei le practică, au un prilej să se dezvolte emoțional fără să simtă că e o povară sau că e greu, da, să vină să se distreze, să se exprime, nu poate decât să-i ajute și pe plan medical, evident. Deci, practic, încurajarea ta este de două ori mai puternică. Sigur, sigur. Pe lângă faptul că e relaxant și e o activitate benefică, uite că poate fi și terapeutică. Sigur că da, sigur. Apropo de astea, cum ne poate influența arta viața tuturor celorlalți, care poate nu suntem la fel de norocoși să avem același talent de a cânta, dar poate ne influențează altfel? Eu sunt sigură că arta în toate formele ei nu poate să aducă decât bucurie în viața noastră și pot și cei care n-au avut prilejul să studieze, să cânte, să danseze sau să aibă diferite activități să primească ce au artiștii de oferit, să stea cu sufletul deschis și să lase muzica să intre acolo cel mai adânc în suflet, pentru că toată relația asta noi n-am putea exista fără public, da? Și atunci toată relația între public și artiști e așa ca un soi de ping-pong, da? Pleacă emoția de la ei, merge către public, publicul o primește, se întoarce înapoi către ei și se creează așa o conexiune foarte, foarte frumoasă. De asta sunt și importante emoțiile, da? Apropo de ce spuneam, că dacă emoția nu există, n-are ce să ajungă la public și chiar dacă publicul e cu sufletul deschis, n-ajunge nimic la ei și atunci eu insist foarte mult pe partea asta emotivă, da? Să nu se dezbine de ea. Așa este? Ați expus emoțiile publicului, da? Ați fost naturale pe scenă? Da. Da? Și bănuiesc că de fiecare dată au fost și părinții în sală, nu? Da. Cum v-ați simțit când ați văzut voi părinții și că voi cântați în fața atâtor oameni? Cum a fost? A fost plină de emoții. E greu să cânti în fața unui părinte. Dar trecem peste ele. A fost în același timp și satisfăcător, nu? Da. Maria, tu cum ai simțit? Eu am simțit că mă bucură foarte tare că sunt și ei aici cu mine. Susținătorii tăi numărul 1. Da. Fanilor cei mai mari, da. Sigur că da. Deci părinții rămân fanii numărul 1. Da. Deși să știi că emoția crește foarte mult de față cu părinții și de cele mai multe ori o singură persoană, da, dacă știi că e acolo aproape de tine, te face să ai mai multe emoții decât un public întreg și foarte, foarte numeros. E destul de greu de cântat de față cu părinții și eu pot să confirm dacă e important sprijinul și să-i avem, dar au un impact foarte, foarte mare. Și mă bucur că ele au învățat să fie naturale și să se bucure de momentul pe care l-au atunci, fără să se mai gândească la alte lucruri. Și chiar Andrada, la prima ei apariție într-un concurs,
la final a început să râdă de bucurie, a început să râdă în timp ce cânta și toată lumea se gândea că Eco a râs și a pierdut acolo nota la final și cine știe ce se întâmplă. Dar tocmai pentru momentul ăla că a fost atât de autentică și s-a bucurat de tot ce s-a întâmplat, a fost foarte, foarte apreciată și a luat locul întâi. Bravo, pentru da. Că a fost naturală. Să știți că mie mi-ați strânit curiozitatea. Vom lua o scurtă pauză, iar apoi vă vom asculta în interpretarea voastră frumoasă. Luăm o scurtă pauză și revenim. Dragi prieteni, am revenit la partea a doua a emisiunii Sensul Vieții cu Magda Moga, dedicată astăzi iubirii de mamă, de viață, de frumos și de primăvară. O am alături de mine pe doamna profesor de canto Magdalena Alexandra Dorneanu, însoțită de două eleve minunate și anume Maria și Andrada. Să revenim la discuția noastră și v-aș întreba ce ne cântați și cum va fi interpretarea, în duet, singure, cum... Am pregătit astăzi două piese foarte frumoase în această emisie frumoasă dedicată mamelor. Maria va interpreta piesa Mama din repertoriul Andrei Olariu, muzica Mihai Trestariu, iar versurile sunt scrise de Mihaela Barbu. Iar Andrada va cânta o piesă în duet cu profesoara ei, cu mine, care de asemenea este intitulată Mama. Și e o piesă din repertoriul Anei Cernicova în duet cu Amelia Uzun, muzică și text Andrei Cernicov. Vă mulțumim și vă ascultăm cu mare drag. Ce-i rău lângă tine.
tot mă rădăcesc. Mamă, tu mă ajut să nu greșesc. Mare sunt la tine, mereu mă gândesc. Tu îmi dai soarele în zori, îmi dai un cer fără nori. Tu mă aștepți cu mare dor. Mamă, tu mă admiri când zâmbesc. Vezi de zi cum eu cresc. Sufletul meu e și al tău. Mamă, sufletul meu e și al tău. Mamă, tu îmi dai soarele-n zori, îmi dai un cer fără nori. Tu mă aștepți cu mare dor. Mama, tu mă admiri când zâmbesc. Vezi de zi cum eu cresc. Sufletul meu e și al tău. Mama, sufletul meu e și al Acum revenind la întrebări, cum ne influențează și cum descoperim talentele încă de la început? Eu cred că talentul poate fi descoperit la început, mai mult sau mai puțin. Dar sunt copii care au abilități artistice încă din naștere și atâta timp cât ele sunt descoperite la timp, pot fi dezvoltate. Dar consider că sunt momente când răbdarea are cel mai important cuvânt, da? Și stă la baza unei cariere sănătoase. Da. Și rezultatul studiului, al perseverenței, al răbdării, pentru că nu toate ies din prima, duc cumva la un proces foarte, nu lent, dar aș spune eu sigur. Da, pentru că de multe ori avem de lucrat cu copii care poate nu sunt atât de talentați sau sunt talentați, dar nu știu să-și folosească talentul într-un mod corect. Da? Și atunci intervin dascălii care ajută copiii, da, artiștii, să își găsească metoda cea mai bună pentru el. Da, pentru că eu de multe ori la ore le spun copiilor, uite, poți să faci așa, poți să faci așa, nota aia trebuie să o iei așa, dar nu sunt în corpul lor și atunci eu le ofer variante, ei le încearcă și aplică pe persoana lor ce le este mai potrivit. Da, deci de multe ori treaba asta cu talentul este sau nu este, adică e relativă, da, trebuie descoperit cu răbdare și cu mult studiu. Cred. Și dacă nu e un pic șlefuit, la asta mă gândeam, că oricât de talentat ar fi, nu, un copil, da, da, să zicem că o rudă, o persoană din familie, poate să vadă că are talent, sigur, dar sigur, dacă nu se duce la un specialist, cum ești tu, un profesor de canto, bănuiesc că poate rămâne mocnind acel talent. Sigur, se pierde. Adică acum sunt atâtea oportunități și atâtea medii în care ei pot să se dezvolte. Când eram eu mică, n-am avut ocazia asta. Adică la vârsta mea, ori mergeai la liceul de artă, ori nu. Adică erau puține locuri în care copiii puteau să își exercite talentele. Acum plaja este largă și sunt foarte mulți profesori foarte, foarte bine pregătiți care se pot ocupa de tineri talentați ca Andrada și ca Maria să poată să-și urmeze visele, să ajungă acolo unde își doresc ele. Deci, practic, sunteți niște norocoase, dragile mele, pentru că, uite, aveți posibilitatea să exersați cu profesioniști care să vă îndrume și chiar dacă tu nu ai avut această ocazie, poate la fel de profundă cum au ele, uite că totuși te-ai menținut. Și voiam să te întreb cât de important este perseverența în viața unui tânăr, pentru că tu ai fost perseverentă. Oh, e foarte importantă. Și să știi că am avut și eu parte de... Am fost la fel de norocoasă ca ele, am avut parte de susținere, dar pentru simplu fapt că am făcut cursurile la Octa Băncilă și am avut parte de profesori foarte, foarte dedicați și foarte buni. Unii dintre ei nu mai sunt printre noi și îi pomenesc în continuare, da, pentru că au lăsat în sufletul meu
o urmă foarte, foarte adâncă și foarte frumoasă. Dar, într-adevăr, nu aveam atâtea oportunități și nu aveam o deschidere așa mare cum am ei acum. Așa că eu îi sfătuiesc să profite de faptul că au atâtea ocazii să se afirme și să fie perseverenți în muncă, pentru că constanța nu aduce decât bucurie. Așa este, și se spune că învingătorul nu e cel care începe cursa, ci cel care o termină, nu? Trebuie să mergeți până la capăt cu studiul. Doar că în meseria noastră nu se termină niciodată. Capătul ăsta e mereu în funcție de limitele și barierele pe care și le plasează fetele, copiii în general, dar artiștii, pentru că odată obținut un, nu știu, un premiu, un concert realizat, ei urmează cursul firesc al lucrurilor, și anume un alt pas pe care să-l urmeze, și atunci nu se termină niciodată lupta asta, e un studiu continuu. Asta e minunat, pentru că în paralel cu viața voastră profesională lucrați și la dezvoltarea voastră personală, care nici ea nu se termină niciodată, nu? Și apropo de asta, știu oamenii să lucreze la ei astfel încât să devină varianta lor cea mai bună? Eu cred că asta se învață, și dacă ești atent și furi meserie, da, din toate părțile, cu siguranță, da, poți să lucrezi la varianta ta cea mai bună, și ele sunt un exemplu de așa, da, da, pentru că au un parcurs foarte frumos și au încercat atât ele cât și colegilor, da, cu ceilalți copii cu care eu lucrez, să fie din ce în ce mai buni de la o apariție artistică la cealaltă. Dar încerc tot timpul să nu-i limitez, da, în ideea în care dacă ceva n-a ieșit, gata, s-a terminat lumea. Dacă ceva n-a ieșit, e ok, mai încercăm o dată și încă o dată și încă o dată până iese. Atâta timp cât există constanță, greșeala e necesară, adică n-avem cum să depășim momentele dacă nu trecem și prin lucruri mai puțin plăcute, și eu tot timpul îi îndemn să, nu să greșească, dar să caute greșeli, pentru că dacă nu căutăm greșeli, nu putem să ne uităm după soluții. Deci, practic, prin greșeli evoluăm, exact, nu? Exact, da. Greșelile sunt absolut necesare. Ce se întâmplă dacă un copil vrea să renunțe? Cum îl poți motiva să vină înapoi, să-și continue pasiunea? Eu încerc să motivez elevii cu care lucrez prin iubire. Și atunci, dacă, nu știu, apare un moment când unul din copii s-a săturat, nu mai vrea să cânte la pian sau la tobe sau la ce mai avem noi la academie, nu îl privez, adică răspunsul este întotdeauna da. Sunt părinți care insistă foarte, foarte mult ca cei mici să ducă mai departe pasiunile pe care ei n-au reușit să le împlinească, și atunci proiectează pe copii. Trebuie să faci canto, trebuie să faci pictură, trebuie să faci aia. Și copiii, poate ei chiar au înclinații în sensul ăsta, dar privesc lucrurile așa un pic ca pe o povară, pentru că e presiunea asta de la, care vine de la părinți sau nu numai, da, și de la persoane apropiate. Și eu îi îndemn întotdeauna, în momentul în care copilul într-adevăr a încercat, a venit o perioadă, a văzut care e situația cu instrumentul, cu vocea, dacă nu-i place, acela e momentul în care copilul trebuie ascultat, și dacă spune că nu mai vrea, atunci trebuie să se oprească, pentru că de multe ori ei au dorința asta de cântat, doar că nu e privită dintr-o perspectivă bună. Și atunci se întâmplă de foarte multe ori ca unii copii să renunțe și după o lună, două, trei, când li se face dor, să mă sune, să vină înapoi. Și atunci e momentul când ei studiază singuri și nu mai sunt nici împinși de la spate de părinți, e momentul când au decis ei că aceea e pasiunea lor și le place și le este dor și fac cu drag. Da, pentru că practic li se transmite că este alegerea lor, nu li se impune. Exact, și într-adevăr exact. Asta poate fi o motivație foarte puternică și se întorc de bunăvoie, nu? Exact, și exact. Cer ei înapoi. Da. Dacă nu, probabil că nu e momentul potrivit, dacă nu se întorc. Poate, cum ai spus, mai târziu, peste ani. Sau... Toate au un rost și toate exact. Se întâmplă exact la momentul care trebuie. Au fost trebuie. Și persoane care mai târziu în viață au Sigur. Revenit la prima iubire, muzica. Așa este. Sau alt talent în artă. La ce evenimente participați? Încercăm să ieșim cât mai mult în public, să participăm la tot felul de concursuri și festivaluri, în așa fel încât ei să prindă experiență, să se obișnuiască cu scena, dar avem și proiectele noastre interne de 2-3 ori pe an, da, la care muncim cu drag și cu spor, toți suntem o adevărată echipă. Iar acum lucrăm la un proiect pentru Ziua Mamei, care va fi urmat de un proiect colectiv pentru Paște, așa că avem multe evenimente la care lucrăm și copilașii nu prea au timp
să se odihnească, sunt mereu în priză, dar dacă fac cu drag, cred că oboseala nu se mai simte așa tare, nu-i așa, fetelor? Da. Și bănuiesc că atunci când primiți și rezultate la acele evenimente, nu? Satisfacția e și mai motivantă să mergeți mai departe. Venim și mai motivate la toate cursurile. Da, pentru că noi lucrăm individual și atunci au șanse mai puține ca ei să se întâlnească. Și în momentul în care pregătim câte un concert, câte o filmare, ei se întâlnesc și parcă altfel e așa o muncă de echipă, se susțin, i-am învățat să-și aprecieze munca unul altuia, da, și de fiecare dată, când cântă Andrada, Maria aplaudă, când cântă Maria, Andrada aplaudă, să se susțină, da, să fie o echipă, pentru că fiecare are loc ușorul lui în inima mea și atunci nu avem competiția asta așa în interiorul familiei. Eu mi-aș dori să fie competiția cu ei și se bucură foarte mult când se întâlnesc și fac lucruri împreună, îi văd că sunt foarte entuziasmați și lucrează toți așa pentru un scop comun. Practic, tu ai creat acolo o atmosferă de familie, din câte înțeleg, dacă se merge pe încurajare, pe apreciere. Așa mi-aș dori, dar asta pot ele să confirme mai mult decât mine. Așa este, Maria. Cum te simți când te întâlnești și cu ceilalți colegi? Mă simt bucuroasă că mă întâlnesc și cu prietenii mei. Deci, practic, îi consider prieteni, nu? Da. Da, da, s-au împrietenit. Și tu, Andrada? Mai zis, Maria, colegi, prieteni, tot aceeași chestie, deci eu mă simt bine că totuși cu unii nu sunt prietene, dar mă împrietenesc. Te poți împrieteni, niciodată nu-i prea târziu, nu? Da. Cred că prietenia este una dintre valorile cele mai frumoase pe lumea asta și te felicit că înveți copiii să-și aducă apreciere. E mare lucru. Mulțumesc frumos! Și e minunat să continuați așa, pentru că în momentul în care veți primi apreciere, veți primi, veți oferi și va fi tot timpul un schimb, da? Un schimb pozitiv de creștere, da? Având în vedere că suntem la emisiunea Sensul Vieții, ai descoperit care este sensul vieții tale sau încă mai ești în căutare? Nu știu dacă l-am descoperit, dar sunt sigură că sunt foarte norocoasă și Dumnezeu m-a înzestrat cu puterea asta așa de a da mai departe ce am în suflet și le mulțumesc și lor pe această ocazie, da, că mă învață în fiecare zi, de multe ori cresc alături de ei și vin cu idei noi pe care eu le pun în practică, sunt lucruri la care poate nu m-aș fi gândit niciodată și vin așa cu câte o idee la fiecare oră, îmi bucură sufletul. Și cred că ăsta e sensul, da? Să învățăm să oferim ce avem în suflet. Asta e cel mai important. Foarte frumos. Și asta îmi doresc și eu să fac alături de ei, să creștem toți așa ca o familie. Da, e foarte frumoasă și constructivă gândirea Doamnei, pentru că, uite, vă încurajează să dați ce aveți mai frumos în suflet, nu? Și fiecare avem de oferit. Așa este? Da. Magda, unde te pot găsi cei care ar fi interesați să-și aducă sediul Academiei noastre este în zona Nicolina, pe strada Bradului. E un loc foarte primitor. M-am gândit mult cum să fac să se simtă copiii ca acasă, da, când vin să aibă un mediu frumos în care să lucreze și să-i ajute să creeze, să se dezvolte. Așa că îi așteptăm cu drag pe toți cei care vor să își descopere pasiunile. Noi avem cursuri de canto, de pian, de tobe și acum, din luna ianuarie acestui an, am deschis și cursuri de educație plastică, da, pictură, modelaj, art and craft, pentru că sunt foarte, foarte mulți copii care au foarte mult de oferit și ne-am gândit că ar fi frumos să își dezvolte mai multe laturi, da, și arta să ia formă în mai multe domenii. Foarte frumos și foarte constructiv ce am aflat eu astăzi de la voi. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Vă mulțumesc că ne-ați încântat cu aceste melodii minunate și sper din toată inima să ajungă la sufletele publicului și să-i încântăm și pe ei. Noi mulțumim frumos pentru invitație. Ne-am simțit tare bine aici alături de tine și vom reveni cu drag ori de câte ori ne veți invita. Vreți să mai reveniți? Da. Da? Vă aștept cu mare drag. Iar dumneavoastră vă dorim o primăvară de vis și să vă încântați cu aceste melodii minunate. Toate cele bune! Această emisiune v-a fost oferită de Salon Elemis
și școala de șoferi Artur Cecan.